Bun găsit pe 94,9 FM. Echipa Hit Express vă prezintă cele mai importante știri ale zilei. Primii 10 antreprenori din Iași aduc doar 7% din businessul județului, în timp ce nicio afacere nu a reușit să tragă de pragul de 200 de milioane de lei rulaje anuale. Iașul, unde activează aproape 18.000 de firme, a fost ocolit în ultimii ani de investiții majore din cauza lipsei infrastructurii, astfel că se află pe locul 2 în topul celor mai bogate județe din Moldova, după cifra de afaceri realizată de companii cu 18,2 miliarde de lei și pe locul 15 la nivel național. Cel mai mare business deținut de români în județul Iași este Fidelis, companie activă în domeniul energiei electrice. Ziua Independenței, Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial și Ziua Europei au fost aniversate la Iași pe Bulevardul Independenței, în zona Monumentului Independenței, printr-o ceremonie militară și religioasă. La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași au descoperit și confiscat aproape 30.000 de țigări, pe care mai multe persoane au intenționat să le introducă ilegal în România. Erau ascunse în bordul, portbagajul și rezervorul unor autoturisme, precum și în cutii cu prăjituri. După scandalul dezinfectanților din spitale, ministrul Sănătății Patriciu Achimaș Cadariu și-a înaintat demisia din funcție. Premierul Dacian Cioloș a convenit împreună cu președintele Klaus Iohannis să preia conducerea interimară a Ministerului Sănătății. Acțiunile Rompetrol au fost suspendate de la tranzacționare la Bursa de Valori București, începând cu ora 9:42, după ce procurorii DIICOT au pus sechestre de 3 miliarde de lei pe acțiunile rafinăriei Petromidia și pe conturile unor persoane fizice. Moscova a marcat a 71-a aniversare a Zilei Victoriei cu o paradă la care au participat 5.000 de soldați, 200 de unități de tehnică militară și 71 de aeronave. Pentru prima oară la paradă au defilat și soldați femei. Cancelarul Austriei și-a prezentat astăzi demisia pe fondul eșecului formațiunii pe care o conduce în scrutinul prezidențial. Autopsia în cazul fotbalistului Patrick Ekeng nu a fost relevantă pentru a stabili cauza morții, urmând să fie făcute alte teste în regim de urgență, inclusiv examen toxicologic. Fotbalistul ar fi avut inima foarte mărită, ceea ce indica o problemă cardiacă, au declarat surse judiciare. Campioana României a câștigat aseară Liga Campionilor, chiar la prima participare în competiție. Finala cu Ghior s-a decis la loviturile de departajare, unde portărița Maisa Pessoa a făcut diferența. Află mai multe pe site-ul radiohit.ro.